Ministrul Sănătății lansează un nou apel pentru vaccinarea antirujeolă. România este în continuare în epidemie, iar rujeola continuă să facă victime, a spus Alexandru Rafila la Digi24. Vreau să amintesc totuși de, și nu pot să nu amintesc, de epidemia de rujeolă care evoluează în continuare în România, face victime în continuare. Și aici lumea nu înțelege un lucru. Am avut o discuție cu cineva care are un băiețel de 13 ani și care a făcut o formă severă de rujeolă, fără să fie vaccinat. Am întrebat mama, l-ați vaccinat? Nu l-am vaccinat, că avea o sensibilitate, mă rog, în sfârșit nu intru în detalii. Dar atunci când există copii nevaccinați și apare o epidemie de rujeolă, vârsta de apariție a rujeolei nu mai este la 2, 3, 4, 5 ani când apare de obicei rujeola într-o populație nevaccinată. Crește vârsta la care apare rujeola și apare în adolescență. Și atunci formele sunt mai serioase. Și formele sunt mult mai grave. Am avut un deces a unei tinere de 24 de ani nevaccinată. Cred că a fost ultimul deces de rujeolă. Și în mod evident, dacă ar fi fost vaccinată, nu ar fi făcut boala. Plus că dacă nu ești vaccinat și nu ai trecut nici prin boală, în momentul în care te întâlnești cu o persoană bolnavă, 100% te îmbolnăvești. La pentru că e cea mai transmisibilă boală infecțioasă. Rafila a subliniat și că numărul celor vaccinați cu a doua doză a vaccinului antirujeolă rămâne în continuare mic. Vaccinul se administrează în două doze, unul la vârsta de un an și încă unul la 5-7 ani. La prima doză 80%, la cea de-a doua în jur de 60%. Ministrul Sănătății a explicat și care sunt riscurile nevaccinării pe termen lung pentru întreaga populație, dar și cum s-a ajuns la declanșarea unei epidemii de rujeolă. Epidemia apare atunci când există o populație suficient de mare încât să apară o transmitere susținută în populația respectivă. Ori dacă tu fiecare an, să spunem, dintr-o cohortă de copii, care în jur de 200.000 de copii, nu vaccinezi decât 150.000 de copii, înseamnă că în fiecare an se adună 50.000 de copii care sunt neprotejați. Și la un moment dat este suficient de mare această populație încât rujeola să înceapă să se transmită și să afecteze și din alte generații, la care poate acoperirea vaccinală a fost mai bună, dar la rândul lor nu au fost vaccinați când trebuia și să producă îmbolnăviri.